Grupul de lucru România Solidară din cadrul programului Coaliției România Sustenabilă urmărește identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de reducere a sărăciei printr-un parteneriat onest între instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale și reprezentanții mediului de afaceri. Oamenii politici trebuie să conștientizeze dimensiunea sărăciei și impactul său devastator asupra societății și economiei românești și să vină cu soluții concrete și sustenabile de îmbunătățirea calității vieții. Să vedem cum se poziționează oamenii politici în fața acestei realități și care sunt soluțiile lor. Cum vă explicați că în timp ce toate guvernele au raportat creștere economică, sărăcia și excluziunea socială au crescut? Cine, când și cum trebuie să acționeze? În România, oricât de critici am vrea să fim, sărăcia absolută a scăzut. Cu alte cuvinte, celor mai, să spunem, necăjiți dintre noi în societate le merge puțin mai bine decât le mergea câțiva ani în urmă. Ceea ce însă spuneți și este absolut de acord, este absolut corect, e că în ciuda creșterii economice, pe care noi o titrăm de obicei sub creșterea produsului intern brut, creșterea PIB-ului, vedem că polarizarea societății crește. Și acum, post-pandemie sau în pandemie, că n-am scăpat încă complet, observăm că această polarizare, în loc să scadă, ea crește și mai tare. Suntem astăzi la un maxim istoric al polarizării societății după 1989. Și asta ce înseamnă în mod concret? Când te uiți la cei mai, în engleză sunt haves și haves not, deci cei care au și cei care nu au, diferența între cei care au mult și cei care nu au niciunele a crescut înfricoșător. Când tu ai polarizarea în creștere, și oamenii ăștia de la baza societății încep să aibă frici, temeri, nesiguranță, asta înseamnă că vei avea mulți oameni care vor fi tentați, mai ales în condiții în care politicienii vor să speculeze tipul acesta de nesiguranță, vor fi tentați să meargă pe mesaje extreme. Fie că discuți de extremă stângă, populistă, în care li se oferă marea cu sarea care nu se poate oferi, fie extrema dreaptă, naționalistă, în care sunt învrăjbiți antisistem pentru a lupta împotriva unui sistem care este injust. Lucrurile acestea nu sunt tipice pentru România sau numai pentru România, dar a neglija faptul că polarizarea e direct legată cu un potențial atac la democrație pe extremele stânga-dreapta este un lucru care mi se pare absolut incredibil că nu-l percepem mult mai serios. Și atunci, dacă vrei într-adevăr să reduci extremele în politică și în societate, cel mai bun lucru ar trebui să fie să existe un consens asupra politicilor sociale. Și teza pe care vă pun pe masă este că politica socială nu mai este o politică doctrinară. Politica socială nu este o politică de stânga, sau nu mai este o politică de stânga, este o politică prin care poți să prezervi democrația și valorile democratice. Statisticile sunt statistici și creșterea economică poate conduce și la o situație în care cei bogați devin și mai bogați, iar cei săraci devin mai săraci, ceea ce dezvoltă o polarizare economică și socială tocmai mai accentuată. În opinia mea, principala responsabilitate este a statului român, care trebuie să creeze mecanismele care să ofere o plasă de siguranță pentru cei aflați la marginea societății, confruntați cu un colaps financiar și social. Și mă gândesc aici, în primul rând, la persoanele care lucrez la țară și care par a fi efectiv uitate de autorități, din păcate. În același timp, e vorba și de responsabilitatea mediului privat. Acum câțiva ani se vorbea de un capitalism responsabil și cred că la peste 30 de ani de la Revoluție ar trebui să începem să ne gândim foarte serios la acest concept, pentru că nu putem să avem pretenția ca statul să rezolve chiar totul. E nevoie și de un efort din partea mediului privat să ofere o viață decentă, în primul rând, angajaților, cel puțin printr-o salarizare echitabilă. Cred că aici responsabilitatea este împărțită în mod
sensibil egal, pentru că lipsa forței de muncă afectează atât statul cât și mediul economic. Chiar niciunul din acestea nu pot schimba lucrurile în bine decât dacă înțeleg să colaboreze în această direcție. Din nefericire, aproape întregul sistem a ieșuat. Și când mă refer la sistem, mă refer la sistemul de asistență socială, pentru că nu a fost unul gândit pe suport pentru persoane, ci a fost un sistem care a fost gestionat într-un mod absolut haotic, fără o viziune clară. Abandonul școlar, lipsa de empatie și reacția statului ne-a dus în situația în care avem foarte mulți copii care, din nefericire, sunt nevoiți să crească fără părinți, în grija bunicilor sau celor apropiați, oameni care se dezvoltă fără simțul răspunderii față de mediul în care locuiești, față de propria viață. Pentru ei, statul trebuia să creeze politici speciale. Și faptul că nu am avut curaj în cei 30 de ani de zile să creăm instituții de învățământ internat, unde copii cu aptitudini să poată să aibă șansa de a se dezvolta și pregăti de viață. Noi avem o problemă mare și, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă pe care o are sistemul public din România este faptul că nu își fac datoria cei care au misiunea de a implementa controlul și aplica sancțiuni. Nici o țară nu se poate dezvolta fără aplicarea legii. Ori la noi, din rațiuni ce țin de o abordare mult mai balcanică, ne-a pus în situația de a ne trezi pe bandă cu o serie de probleme de sistem care nu sunt corectate, tocmai pentru că acest mecanism de verificare și control intern sau în interiorul unui sistem nu funcționează aproape deloc, sau dacă funcționează, funcționează selectiv. S-ar putea ca de foarte multe ori statisticile să nu fie cea mai prietenoasă formă de cum să zic eu, de percepere a realității pe termen scurt. Da, e evident că pandemia a afectat major și substanțial foarte multe familii și e evident că nu știu cum să spun eu, că cifrele oficiale nu prind foarte bine fenomenul. Cifrele oficiale nu vorbesc de oamenii care poate lucrau în economia asta mai formală și care după aceea nu au mai avut cum să lucreze, sau de oamenii care erau într-o situație aproape de limita de jos și au scăzut sub ea. Adică e clar că pe zona asta a fost cea mai puternic afectată și aici nu pot să spun că da, cifrele prind chestia asta. Cifrele privesc o medie care medie întotdeauna diluează de fapt extremele. Aici îmi vine foarte clar în minte această sintagma oamenilor folosite în perioada modernă, contemporană și de actualitate, statistica. Moisil avea o vorbă. Unchiul are un fir de păr. Dacă se tratează, îi mai crește un fir de păr. Deci, statistic, avem o creștere de 100%. Oamenii politici, în general, pentru a-și vinde foarte bine marfa, folosesc date statistice, extragând, făcând niște constructivism, e foarte frumos, lucrurile arată bine, avem creștere economică, avem oameni care câștigă foarte bine, deși ei sunt foarte sus, foarte puțin. Problema e că ar trebui să ne luăm un standard minimal, de exemplu coșul zilnic, și să încercăm ca ăla să fie pragul de jos. Ce se duce peste sau sub coșul zilnic ar trebui să ne aprindă un beculeț și ar trebui acolo să intervenim. Am în tradiția poporului român, tot din perspectiva istorică spun lucrul ăsta, statul trebuie să facă, statul trebuie să ne ajute, statul trebuie să ne asiste, să ne dea. Și în campanie electorală ați văzut că oamenii pe stradă, ce ne dați? Noi vă votăm, dar ce ne dați? Adică ei dau ceva și în schimb acestui contract, acestui dat, omul politic trebuie să vină imediat cu ceva. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile nu ar trebui să funcționeze așa. O societate educată, pregătită, consolidată, își dă seama că este un contract social și că lucrurile se dezvoltă într-o anumită dinamică.
Și noi trebuie, mă întorc la prima întrebare, să punem accent pe educație. Dacă avem electorat educat, atunci lucrurile se mai desfășoară de manieră asta. Acțiunea trebuie să fie și la nivel central și la nivel local și sigur completată și de către societatea civilă și mediul de afaceri. Dar hotărător este acțiunea guvernului, guvernamentală, care trebuie prin politici inteligente să sprijine incluziunea socială și ajutorarea celor care au fost mai puțin norocoși sau care, dintr-un motiv sau altul, sunt rămași în urmă. În momentul de față, lucrurile stau în felul următor. Pe de o parte că banii au fost atât de la guvern cât și de la Uniunea Europeană. La fiecare euro pe care noi l-am plătit către Uniunea Europeană s-au întors 3 euro de la Uniunea Europeană în momentul de față. Ar fi putut să se întoarcă în jur de 5 euro de la Uniunea Europeană, dar spre, cum să vă spun așa, nemulțumirea noastră a tuturor, și trebuie să o spunem, am avut 33 de miliarde de euro, am atras doar 20 din ciclul financiar 2014-2021. Or să mai fie câțiva bani atrași, că încă se mai poate până în 2023. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să fim mulțumiți. Sigur, orice guvern ar da vina că guvernul dinainte e vinovat. Eu cred că trebuie să găsim soluții și vina ar trebui să ne gândim mai puțin la cine și cum a fost vinovat. Și în momentul de față există o reținere a celor care lucrează la fonduri europene în a da drumul acestor fonduri europene. Lumea își dorește foarte mult. Noi, Partidul Național Liberal, ne-am asumat ca regulile pentru atragerea banilor europeni să fie schimbate. Adică să nu mai avem zeci de mii de dosare pe care să le depunem pentru a atrage un 40.000 de euro. Pune omului, eu știu, 5, 7, 10 condiții să le îndeplinească, încearcă să-l responsabilizezi și dă-i banii. Lasă-l să încerce să-și promoveze, să-și facă o afacere, să se descurce pe propriile picioare. Dacă noi în continuare investim doar în ajutoare sociale, niciodată nu vom scoate România din sărăcie. Este evident faptul că din moment ce nu avem acces și nu avem infrastructură, nu putem să scădem excluziunea socială și sărăcia. Sărăcia nu este un fenomen de sine stătătoare, ci avem mai mulți factori care joacă un rol important. Și aici vorbim de faptul de acces la locul de muncă, la un loc de muncă, acces la informații. Pentru că din moment ce nu sunt, populația nu este informată, nu știe de ce beneficii poate să ceară, ce beneficii poate să ceară sau ce posibilități îi sunt oferite, de exemplu, o reconversie profesională, posibilități de a cere ajutorul statului în cazul în care nu poți să-și crești de unul singur copilul, ai nevoie de asistența unui ONG. Știi foarte bine că poți eventual apela la serviciile de asistență socială a primăriei, a autorităților publice locale. Știi bine că pui pe paleta problemele tale. Cred că și din această cauză suntem în urmă. Și degeaba vorbim de creștere economică din moment ce informația nu circulă, din moment ce specialiștii n-au timp destul să fie pe teren, din moment ce nu ne ocupăm și de digitalizare, în ciuda faptului că și digitalizarea în comunitățile acestea este greu accesibil, dar totuși trebuie să facem față acestor lucruri. Deci cred că este un proces, un fenomen foarte, foarte complex din mai multe puncte de vedere și indiferent de creșterea economică, trebuie tratată cu atenție sporită și fenomenul sărăciei, pentru că nu este obligatoriu ca dezvoltarea economică să treacă după ea și eradicarea sărăciei. Eu personal interpretez că de obicei creșterea economică se vede imediat către clasa de mijloc și clasa de vârf. Și de aceea o măsură de tip, de tipul taxa zero pentru salariu ar putea fi o soluție foarte bună pentru clasa de jos. În ce constă această măsură, pe care o avem de asemenea în programul de guvernare, constă ca absolut toate veniturile salariale sub salariul minim pe economie, 2300 de lei în acest moment,
să nu mai fie impozitate și taxate și astfel toate veniturile să rămână în mâna angajatului. Vă dați seama că dintr-o dată de la 1.346 de lei, cât este netul în mână, la un salariu minim să îi rămână 2.000, aproape 1.000 de lei în plus, ar fi un plus enorm pentru cei cu venituri foarte mici. Pentru cei cu venituri mari nu ar fi o mare diferență, dar pentru cei cu venituri mici ar fi o mare diferență. Eu cred că o astfel de taxare și exact cum o vedem noi implementată progresiv pe domenii de activitate și așa mai departe. Creșterea economică este bazată în cea mai mare parte pe consum. Ne s-a adus prin tot ceea ce a făcut și aici vinovat principal pun din nou omul politic. Fie în campanii electorale, fie în precampanie, când spunem vom face, vom vă arăta, venim cu bunăstarea, vă arătăm. Unde? O să aveți 3 zile mai libere, o să mergeți la mall, o să mâncați gratis. Toate aceste, cum să spun, produse agroalimentare, pentru că vorbesc de acest sector, că este important. Văd creșterea deficitului de pe balanță comercială de la an la an. Anul acesta, la 1 iunie, față de anul trecut, la 1 iunie, o creștere de 40,5% la produsele agroalimentare. Wow! 40% și nu ne trezim, pentru că noi facem și avem producție de materii prime. Nu reușim în continuare să avem politici coerente pentru dezvoltare, pentru procesare și pentru a produce valoare adăugată acestor materii prime. Creșterea economică, odată, cel puțin anul acesta, este valorică. Da? Din cauza creșterii prețurilor, consumul în parte a rămas același, chiar poate alocuri din cauza pandemiei am mai scăzut puțin, dar aceste produse cu valoare adăugată, și aș da un exemplu aici. Suntem net exportatori de porumb, spre exemplu, și importăm aproape de aceeași valoare produse procesate din porumb, inclusiv popcorn și mai departe, 10% din cantitate, dar echivalent în cifre aceeași sumă. Vă dați seama, de 1 la 10 suntem. Asta este realitatea din România. Și de aici apare partea de creștere economică. Ar trebui să avem așa o imagine retrospectivă. Sărăcia și excluziunea socială sunt doar efecte ale neputinței politice și ale lipsei de voință politică care s-a manifestat în ultimii 20 de ani. Nu vorbim de un guvern anume sau de, de actuala componență a Parlamentului, ci vorbim de întreaga clasă politică, persoanele care și-au pierdut locurile de muncă odată cu declararea diferitelor sectoare economice ca fiind neproductive. Pentru acele persoane, statul român nu a avut măsuri reparatorii, nu a avut viziune, să spunem, de reconversie profesională. Ei au devenit șomeri, evident că au devenit dependenți de prestațiile și de ajutoarele venite din partea statului, iar sărăcia cumva s-a amplificat, s-a perpetuat, ca să spunem, de la un ciclu generațional la altul, de la un an la altul. Statul nu a administrat corespunzător resursele acestei țări. Știm cu toții că din cel puțin în știința politică și nu numai, statul consumă tot, de cele mai multe ori și din păcate pentru noi toți, într-un mod total ineficient, și evident că sărăcia și excluziunea socială, aceste două mari fenomene, au crescut direct proporțional cu anii în care nu s-a acționat, nu s-a intervenit asupra populației. Raportări dintre acestea pompieristice, foarte frumos colorate, avem creștere economică, suntem primii prin Europa, poate că sunt reale, dar să nu uităm că sunt tablouri pe termen foarte scurt. Sunt izbucniri din genul acela, efect special, și când a dispărut și lumina, când a dispărut și zgomotul, ne rămâne în nas doar mirosul acela de praf de pușcă și timpanele înfundate. E vorba aici de sinceritatea omului politic și de, cum să vă spun, coerența cu care își educă propriul electorat. Câteva rezultate pozitive nu înseamnă rezultate sustenabile pe termen lung. Iar oamenii
cetățenii nu ar trebui să mai lase mințiți de asemenea enunțuri, pentru că în România, nu neapărat sărăcia, dar condițiile mai proaste decât ni s-ar cuveni sunt consacrate ca și model de trai. Deci, indiferent de cutuma de promovare electorală pe care o abordează un om politic, acesta trebuie să fie conștient că, într-adevăr, măsurile trebuie luate în mod coerent, trebuie perpetuate pe mai mult pe un ciclu care nu înseamnă doar câteva luni și abia atunci vom înțelege ce înseamnă schimbarea în bine și nu neapărat sinceritatea, dar poate că nu vom mai avea asemenea creștere, va fi un nivel mai jos, dar oamenii vor trăi mai bine. Deci astfel de declarații, din punctul meu de vedere, sunt făcute doar într-un scop politic, pe un interval de timp foarte scurt și argumentul pentru aceste lucruri stă exact ceea ce a spus dumneavoastră, contrabalansarea întrebării cu realitatea crudă, sărăcia și posibilitățile mai reduse de trai decât mi s-ar cuveni pe măsura muncii noastre. E adevărat că indicatorii sărăciei sunt numeroși. Dar dacă ne uităm cu atenție, cred că toți indicatorii sărăciei până în 2019 au fost în declin, cu alte cuvinte, ratele sărăciei au fost în scădere. În mod normal, ce putem spune este bază statistică. Sărăcia nu a crescut până în 2019, ci a scăzut. Ce a crescut într-adevăr, dar nu într-un ritm care deocamdată să ne îngrijoreze, este indicatorul inegalității, indicii Gini, măsurați indiferent cum, ca distribuția veniturilor, ba salariilor. Asta, aici avem într-adevăr o creștere și România este, da, dintre țările europene, una dintre țările cu indicele Gini cel mai mare. Totuși, la un nivel european, deci nu ne comparăm cu țări cu o profundă inegalitate economică, cum este Africa de Sud sau Brazilia, sau, mă rog, țările africane sau țările din America Latină. Indicele Gini din România este undeva la 0,34, din câte știu eu. Sărăcia a crescut în 2020 și, bineînțeles, că a crescut și în 2021 și este în această creștere nu poate fi atribuită decât în mod evident pandemiei și efectului pe care pandemia l-a avut asupra activității economice. A dus la pierderea locurilor de muncă sau a dus la scăderea anumitor venituri din anumite sectoare economice, a dus la măsuri de austeritate, la scăderi de salarii, la oarecare precaritate pe piața muncii. Dar încă o dată spun, creșterea economică care s-a raportat până în 2019 nu a dus la creșterea sărăciei, a dus la scăderea sărăciei. Pe de altă parte, într-adevăr, a fost paralelă cu o creștere lentă a inegalității economice, ceea ce, bineînțeles, că a dus la creșterea nemulțumirii categoriilor care se simt excluse de la distribuția, mă rog, sporului de bunăstare pe care creșterea economică l-a produs. Cred că trebuie să fie o activitate conjugată, atât a guvernului, cât și a parlamentului, cât și a societății civile, pentru că doar împreună, să știți, putem reduce acest decalaj între cei săraci și cei bogați. Cred că acum, în perioada în care vorbim pe acest plan național de redresare și reziliență, cred că am putea avea, pentru că avem suficienți bani și toată lumea aclamă aceste 30 de miliarde de euro, cred că ar trebui bani prinși pentru acest lucru. În așa fel încât nu doar avem nevoie într-adevăr de infrastructură, avem nevoie de sănătate, avem nevoie de educație. Și când vorbim de incluziune socială, înseamnă și educație, înseamnă copiii care sunt din comune, din sate, în așa fel încât să aibă dreptul de a merge la școală. Doar așa putem aduce plus valoare societății. Cred că împreună, cum am spus, aceste proiecte ar trebui găsit direcții în așa fel încât aceste 30 de miliarde de euro să se vadă și partea socială. Așa cum știți, până la urmă, creșterea economică
are de-a face cu, se bazează pe consum, se bazează pe investiții și din păcate diferențe, extremele la noi sunt din ce în ce mai accentuate. Pentru că și consumul, și investițiile, și exportul sunt generate de o categorie și vorbim de categoria care se află în risc de sărăcie sau în sărăcie, care au o mare vulnerabilitate și cred că acesta ar fi cuvântul pentru că pentru a caracteriza nu numai consumatorul vulnerabil din punct de vedere energie, ci în general această vulnerabilitate că au nevoie de locuri de muncă, au nevoie de integrare din mai multe puncte de vedere, au nevoie de calitatea locuințelor, acces la educație, iar lucrurile astea nu sunt automat garantate de creșterea economică. Poate exista o tendință, dar nu merg cu aceeași viteză. Noi trebuie să acționăm. În primul rând, politicul trebuie să acționeze, ca să spun așa, managementul statului. Această distanțare între sărăcie și creșterea calității vieții sau o viață a unui cetățean crescută din punct de vedere calitativ a existat din tot timpul, din vechi, străvechi timpuri, oriunde în lume. Nu am putea da România ca pe un exemplu negativ sau singular, ci absolut oriunde în lume se întâmplă aceste lucruri. America, da, țara tuturor visurilor, da, se confruntă cu aceeași problemă, adică sunt comunități care, din păcate, trăiesc într-o distanțare incredibilă între ceea ce înseamnă calitatea vieții medie, ca să spun așa, și cetățenii care trăiesc în acele comunități. În România există câteva accente negative din punct de vedere al statisticilor, adică procentajul de oameni săraci este mult mai mare, dar și acesta este un fenomen complex care nu poate fi definit așa printr-o simplă frază. De exemplu, oamenii în România sunt săraci pentru că PIB-ul României este mai mic sau oamenii în România sunt săraci pentru că România este mai îndatorat ca alte țări. Da? Oamenii în România sunt săraci în primul rând din cauza faptului că nu sunt educați. Oamenii în România sunt săraci din cauza faptului că nu citesc. Oamenii în România sunt săraci din cauza faptului că nu stabilesc o viziune ca țară pe 40-50 de ani. Oamenii în România sunt săraci că preferă da, traiul acesta al zilei de astăzi, fără a se gândi deloc la ceea ce înseamnă viitorul copiilor. În primul rând, educația. Știu că sună clișeic și toată lumea aduce acest lucru în discuție de fiecare dată, dar deja eu personal am sentimentul acela de dezgust când aud chiar aceste clișee, că educația a rezolvat totul, pentru că nimeni nu face nimic. We'll be right back.